În ultima lună, candidata ARD la Camera Deputaților, Sanda Maria Ardeleanu, a străbătut toate cartierele orașului în încercarea de a-i convinge pe suceveni să-i acorde votul pentru alegerile din 9 decembrie. Sanda Maria Ardeleanu și-a petrecut ultima zi de campanie tot în mijlocul sucevenilor. Candidata s-a întors în centrul orașului, de unde a pornit în cursa electorală în urmă cu 4 săptămâni. Sanda Maria Ardeleanu le-a oferit pliante sucevenilor pe care i-a întâlnit în zona Casei de Cultură. Materialele electorale conțineau informații cu privire la realizările deputatului de Suceava din perioada 2008-2012. Acum, domnul Sanda Ardeleanu! Așa, unde votați? În ce cartier? Noi? Da. Ca Suceava, aici în Suceava. Aici în Suceava, dar în ce cartier? Ițcan. În Ițcan, Doamne ajută, mă bucur foarte mult. Sanda Maria Ardeleanu și-a încheiat mandatul de deputat de Suceava, pe care l-a obținut în urma alegerilor parlamentare din anul 2008. Cred că această campanie a dat rezultate, ne-am apropiat foarte mult de suceveni și sucevenii s-au apropiat de noi. Sigur că mai avem foarte multe lucruri în continuare de făcut pentru un viitor mandat, pentru perioada care urmează. Promisiunile noastre sunt ferme și sperăm să putem să ne ținem de cuvânt. Sunt deputatul care își încheie un mandat de deputat cu onoare. Am promis lucrul acesta sucevenilor și mă bucur că m-a ajutat Dumnezeu să închei un mandat de deputat în onoare și să reprezint așa cum am considerat că este mai bine Suceava și problemele sucevenilor. Candidata ARD, Sanda Maria Ardeleanu, le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit-o în campanie. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au fost alături în această campanie, o campanie deloc ușoară, o campanie frumoasă, în schimb, și sunt convinsă că de acum oamenii știu cu cine să voteze. Știu că au nevoie în Parlamentul României de un om puternic, de un om de onoare, de un om cinstit, care să nu-i dezamăgească. Sper să nu-i fi dezamăgit și promit în continuare să fac eforturi să nu-i dezamăgesc. Dacă vor vota cu Sanda Maria Ardeleanu și Gheorghe Flutur la Camera Deputaților, respectiv Senat, sucevenii vor vota pentru viitorul Sucevei. Vor vota în primul rând pentru marele proiect Suceava Capitală de Regiune. Tot ceea ce am promis noi, atât Gheorghe Flutur cât și eu, în această perioadă, se coagulează în jurul acestui mare proiect, Suceava Capitală de Regiune, să dea Dumnezeu ca începutul anului următor să ne aducă o dezbatere temeinică pe această temă la nivel național și Suceava să iasă victorioasă. Sanda Maria Ardeleanu este candidatul ARD la Camera Deputaților în Colegiul 1 Suceava. Colegiul cuprinde toate cartierele orașului, mai puțin Burdujeni.